20 de ani și parafrazându-l pe de la Vrancea zice mulți și puțini, de când dascălii de la Hașdău, aici deocamdată eu, Radu Galcan, Fănică Popescu și alții și alții v-au ieșit înainte cu tot ce aveau ei mai bun. Noi înșine ne-am școlit în liceul Hașdău, avem peste 50 de ani în liceul Hașdău, așa, la mari dascăli, numesc eu monștri clas, monștri sacri, Ion Păuneli, Ghiță Olaru, Ion Moldoveanu, Sile Sâmpetru, și... da, Fani Sândulescu și mulți alții, Dumnezeu să-i odihnească acolo unde sunt, de la ei am învățat. Noi, tineri adolescenți, cum ați fost și voi, acum 20 de ani, să zburăm în viață cu aripile deschise, am căutat răspuns la marile întrebări care ne fulgerau prin minte, unora le-am găsit răspuns, unora nu le-am găsit răspuns. S-au dus mulți și dintre profesorii voștri, Dumnezeu să-i odihnească și pe ei, s-au dus mulți și dintre colegii mei, nu lui niciun moment pe colegul meu de bancă din Hașdău, generalul Maior Gușă, Dumnezeu să-l ordinească, șeful statului major, care m-a salvat odată dintr-o mare încurcătură când am prezit băiatul unui securist. Ăla era doar capitan și Fănică era generalul Maior. Vă dați seama, nu se pune problema. Așa? Și